și bine v-am găsit. Iată, astăzi suntem pe 6 iulie și ne pregătim pentru a interveni în scutina. Astăzi este o zi de tratamente. Eu fac tratamente, precum știți, cu Opsalic. Aici avem substanța. Pregătim substanța. Pregătim și e destul de economică acest tratament cu Opsalic, sunt foarte mulțumit de el. Atâta este inconvenient că trebuie să pui la 2 săptămâni. E Opsalic cristale. Cantitatea asta ce o folosesc acum este pentru, știu eu, 30 de colonii, mai mici, mai mari. Ați văzut că dau pe ramă. Cei care sunt curioși de rețetă, poate să se uite pe filmele anterioare. Totul e că trebuie dat din primăvară până în toamnă. Singurul risc este să nu supradozați, fiindcă puteți otrăvi albinele de acidoză sau puteți contamina miere cu o cantitate prea mare de acid. Bineînțeles, nu este nicio problemă, este un tratament ecologic. Voi face și fum și gata de treabă. Ne vom apuca de treabă îndată și vă voi arăta câte ceva. Să vedem ce și cum în familiile mele, ce s-a mai întâmplat, când am mai filmat de vreo 2 săptămâni. Am reușit să crească mătcuțe, am transvazat larve și am făcut măci. Azi va trebui să văd dacă au eclozat, pot să vi le arăt și pe acelea. Deocamdată atâta, până fac fumul și începem să deschidem lăzile.